Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Punctul pe azi. Invitatul ediției din această seară este secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, Adrian Dupu. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Bine ați revenit în Republica Moldova într-un nou context, unul nu prea roz, dar și într-o nouă calitate. Dar le luăm pe rând, avem suficient timp pentru a le discuta pe toate. Inițial aș vrea să vă întreb din pură curiozitate. A fost greu să acceptați această nouă funcție în cadrul acestui departament important pentru românii din Republica Moldova, pentru că este o misiune responsabilă? Nu e vorba dacă a fost greu, dar având un background în Republica Moldova și cunoscând foarte bine, zic eu, spațiul acesta dintre Prut și Nistru, a fost pentru mine și o onoare și o mare responsabilitate să accept această funcție, cu gândul la multele lucruri care sunt de făcut aici sau pe care România poate să le facă pentru cetățenii din partea aceasta a Prutului. Și ce ar fi de făcut în acest spațiu românesc? Ați setat deja, ați reușit să setați niște priorități? În primul rând, ne dorim să reformăm acest departament, să îi dăm o vizibilitate mai mare, să îi dăm o importanță mai mare, pentru că nu vreau să judec ce a fost înainte, dar cred că are un potențial mult mai mare care trebuie folosit și aceasta îmi doresc ca proiectele pe care România le face în Republica Moldova să fie mult, mult mai vizibile aici. În ce ar consta acel potențial nevalorificat până în acest moment? Unde este loc de mai bine? Păi, e foarte simplu. Dacă mergem pe stradă și întrebăm în stânga, în dreapta, cred că foarte puțini oameni vor ști cât de multe proiecte s-au făcut în Republica Moldova finanțate din bani românești. Și vorbim aici nu doar de cele la nivel guvernamental, vorbim dar și despre cele la nivel de autorități publice locale, la nivel de ONG-uri. Sunt foarte multe proiecte pe care nimeni nu le-a contabilizat sau contorizat ca să avem o imagine clară cât de mare a fost pe parcursul celor 30 de ani ajutor României și mai ales în ultimii 10 ani de parteneriat strategic. Și cred că e o problemă acest lucru, pentru că România face foarte mult, dar se știe foarte puțin. E ocazie în plus să readucem aminte telespectatorilor care au fost cele mai importante proiecte finanțate de România pentru toți cetățenii Republicii Moldova, în special în acești ultimi 10 ani de când a fost stabilit acel parteneriat strategic dintre cele două state românești. Cred că importanța proiectelor e pentru fiecare diferit în funcție de impact, dar dacă ar fi să o luăm invers cronologic, cred că ajutorul României s-a simțit foarte mult în această perioadă neagră pentru întreaga omenire. Și ziceam să o luăm cronologic, vaccinurile care au venit și au fost primele vaccinuri pe care Republica Moldova le-a primit, cele 21.600, dacă nu greșesc, exact, din un total de 200.000, au fost primele vaccinuri pe care le-a primit Republica Moldova. Apoi, ajutoarele și anul acesta și anul trecut, ajutoarele constând în medicamente, echipament medical, cred că au făcut diferența și în această perioadă. De acel ajutor de 3,5 milioane de euro, prim ajutor în perioada pandemiei. Iată, vedem și imaginea acest convoi. Acesta este de la ultimul convoi. Eveniment, exact. Și cred că, nu cred, e clar că nu a existat un astfel de ajutor din partea nimănui atât de consistent pentru Republica Moldova. Vorbim apoi de grădinițe renovate, autocare, microbuze școlare, vorbim de clădiri importante în Republica Moldova renovate din bani românești, vorbim SMURD de burse pentru studenți, vorbim de SMURD care a salvat foarte multe vieți.
eu cred că acest ajutor nici nu poate fi cuantificat doar în bani. Exact. Nici nu ar fi corect să fie cuantificat și doar în bani. Din păcate, se vorbește prea puțin despre acest lucru. Și se vorbește doar în momentul în care se oferă acest ajutor și după aia parcă se uită. Din păcate, ar trebui să fie constant prezent în mintea cetățenilor din acest din Coace de Prut, din Republica Moldova, că România a fost, este și va fi mereu alături de ei. Pentru a spori această vizibilitate a României în acest spațiu românesc dintre Prut și Nistru, cu siguranță este nevoie de mai multă presă de expresie românească. Știu că acest lucru este și unul dintre obiectivele esențiale ale departamentului pe care îl conduceți. În continuare, aș vrea să ne spuneți dacă care este șansa sporirii acestei prezențe mediatice românești în Republica Moldova, subiect despre care se discută de foarte mult timp. Nu știu, la nivel de departament există deja și niște proiecte aflate în derulare sau care urmează a fi realizate? Acest lucru depinde foarte mult și de companiile de media sau de asociațiile de media, de structurile de media din Republica Moldova care aplică pentru proiecte la departament. Pentru că noi nu putem să înființăm un proiect propriu de media. Exact, din păcate, dacă există solicitări din partea Există și în trecut instituții media din Republica Moldova care solicită finanțare și care într-adevăr primesc finanțare, dar trebuie să vedem, finanțarea vine pentru, nu pentru a face propagandă, ci pentru a promova, așa cum se știe, românismul. Tot ce înseamnă istorie, cultură, tradiții românești. Care sunt comune. Exact, care sunt comune, dar nu pentru propagandă. Deci noi nu finanțăm, noi nu avem instituții media proprii. Finanțăm proiecte media care încurajează sau promovează valorile și tradițiile românești și istoria română. Revenind la priorități, care ar fi cele mai importante pentru acest an 2021? Înțeleg că e un plic mai complicat, inclusiv din cauza acestei pandemii, dar există deja, așa cum vă întrebam, niște proiecte care ar urma deja să înceapă a fi realizate. În ce domenii exact? Eu am preluat mandatul la începutul lunii și în scurta perioadă am reușit și vom da drumul, vom face public ghidul de finanțare la începutul lunii aprilie, sperăm chiar în prima zi a lunii aprilie, sau să zicem 2 aprilie, ca să nu fie ce 1 aprilie să creadă lumea că e o glumă. Vom publica acest ghid și toate asociațiile vor putea să aplice pentru finanțare. Dorim anul acesta să încurajăm proiectele de o anvergură mai mare, cu o vizibilitate mai mare, cu un impact mai mare, cu o sustenabilitate mai mare. Cam aceasta ne dorim. Avem un buget cu 10% mai mare decât anul trecut. Care ar fi valoarea acestui buget? Așa, ca să avem o închipuire. Undeva la 10 milioane de lei moldovenești, ca să înțeleagă telespectatorii. Da. Nu. Dați că mâncur. Puteți menționa 400 de mii de euro, undeva puțin peste 400 de mii de euro, cam atâta vine, nu? 10 milioane de lei moldovenești. Probabil, cred că ceva de genul. Să fac un calcul exact. Da. Deci undeva un pic peste 400 de mii de euro. Dar discuțiile cu Secretarul General al Guvernului și cu, deci la nivel guvernamental, încercăm la rectificare să mai obținem și bani în plus. Da, și acum un lucru foarte important, cine sunt acei sau
care sunt beneficiarii eligibili pentru proiectele finanțate de către departamentul? Avem o listă întreagă de criterii de eligibilitate, avem și ghidul, avem și criteriile. E o listă destul de lungă. Noi o să o facem publică și atunci n-aș vrea să zic că am înăsprit condițiile, din potrivă le-am îmbunătățit pentru a ne asigura că cei care primesc bani și finanțare din taxele românilor într-adevăr respectă și aplică cerințele pe care le avem. Cred, cum spuneam, că vom vedea proiecte mult mai mari și de anvergură mai mare în acest an față de ce a fost anul trecut, spre exemplu. Nu vreau să descurajez proiectele mici. Din potrivă, să încurajez asocierile dintre și parteneriatele dintre asociații, ONG-uri sau persoane juridice care doresc să aplice. Pentru, cum spuneam, pentru a spori vizibilitatea și impactul pe care aceste proiecte le au în societatea moldovenească. Dar criza politică, haosul politic de la Chișinău poate reprezenta o piedică în realizarea tuturor acestor obiective pe care le-ați setat? România, după cum știți, a sprijinit Republica Moldova mereu, fără să țină cont de situația politică de aici. Noi am susținut cetățenii. Deci nu, personal nu mai, cum să zic, nu contează ce se întâmplă la nivel politic. Pentru noi contează cetățeanul, indiferent de culoarea politică, de religie, de rasă, de limba vorbită. Noi sprijinim cetățenii. Da, și un exemplu foarte clar acestui mesaj pe care îl spuneți dumneavoastră e și acel liceu de limbă română de la Comrat, care este ridicat din temelii, din banii poporului român. Corect. Și la fel, vaccinurile au plecat și în Găgăuzia și în Tiraspol. Vaccinurile au fost pentru toată lumea. Și mereu, tot ajutorul. Grădinițele nu s-a ținut cont de regiunea în care se află. Și exemplele pot continua. Smurdul nu te întreabă ce religie ai, ce rasă ai, ce limbă vorbești când îți oferă ajutor. Deci România cred că a dovedit consecvență în toată această perioadă când vine vorba de sprijinul oferit celor din stânga Prutului. În special în această perioadă neagră, cum ați numit-o, de pandemie, și în special mă refer la acea echipă de medici care, venită din Italia, din misiune, medicii s-au oferit voluntar să vină să ofere un ajutor frățesc și cetățenilor din Republica Moldova în această perioadă de cumpănă. Aveți dreptate. Și aici se confirmă ceea ce spuneam eu la început. Cât se mai vorbește acum despre acest sacrificiu pe care l-au făcut medicii din România? Prea puțin. Cât se mai vorbește despre echipajul Smurd care și-a pierdut viața încercând să salveze un pacient din Republica Moldova? Prea puțin. Lucrurile acestea nu ar trebui uitate așa de repede. Acesta este părerea mea. Aceste lucruri trebuie păstrate și acest sprijin trebuie păstrat viu în conștiința cetățenilor din Republica Moldova. Știu că o altă prioritate, de fapt, a departamentului este și consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și România la nivel central, dar în special între autoritățile locale. Și aici mă refer inclusiv prin intermediul acelui mecanism foarte frumos care vizează înfrățirile. Într-adevăr, legea în România permite finanțarea unor proiecte directe între autoritățile publice locale. Singura condiție e ca acestea să fie înfrățite. Deci să existe un parteneriat scris între ele și noi vom încerca anul acesta să facem o contabilizare
sau în mandatul meu îmi doresc să avem o contabilizare a tuturor proiectelor pe care care au fost implementate de către autoritățile publice locale din România în parteneriat cu cei din Republica Moldova. Că vorbim aici de parcuri, că vorbim de statui, de schimburi de experiență, de spitale renovate, dacă a fost caz. Pentru că există foarte multe. Sunt și cazuri de spitale renovate. Și exact. Au fost foarte multe care s-au făcut bilateral, dar nu au fost promovate. Și nu se cunoaște despre. Și este păcat, pentru că cum ziceam, cred că ar trebui să fie prezent în conștiința fiecărui moldovean că România este mereu alături de ei. Un lucru foarte bun pe care îl generează aceste înfrățiri este și contactul între românii de pe ambele maluri ale Prutului. Eu, de exemplu, cunosc cazurile emoționante din localitatea Tudora, acolo unde îl avem primar pe Nicolae Tudoreanu. Au fost realizate foarte multe proiecte, dar în rezultatul acestor înfrățiri, localități din partea dreaptă a Prutului au finanțat foarte multe lucruri frumoase în localitatea despre care vorbesc, dar foarte mulți cetățeni din acea localitate au reușit să-și facă prieteni foarte apropiați în localități din România, chiar din zona Mureșului, dacă nu greșesc, au stabilit niște relații foarte apropiate, ceea ce este iarăși un lucru foarte important. Aceste împrățiri contribuie la apropierea, la cunoașterea și mai bine a românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Bineînțeles, mai ales că, din păcate, să zicem că românii în stânga Prutului sunt, în dreapta Prutului sunt mai mulți care n-au fost niciodată la în Republica Moldova. Dar nu vine să cred că încă mai sunt foarte mulți moldoveni care n-au fost niciodată în România. Și avem foarte mulți moldoveni chiar în Ungheni, în Cahul, în localitățile de pe graniță care n-au fost niciodată în România. Bălciu, care e la 40 de kilometri de România. Sunt foarte mulți care n-au fost niciodată în România și nu au o imagine corectă a ce înseamnă să trăiești într-o țară europeană. Eu cunosc personal foarte multe cazuri când persoane, cetățeni ai Republicii Moldova au mers în România pentru prima dată după anii 90, da, și și-au schimbat complet imaginea, percepția față de tot ceea ce înseamnă România, despre cum s-a dezvoltat această țară. Chiar înainte de a intra în emisie, am văzut o statistică foarte și foarte importantă pentru toți cetățenii Republicii Moldova, statistică care vizează România, da? Din această statistică se poate observa că PIB-ul per locuitor al României a explodat în intervalul anilor 2000-2019, a crescut de la 26%, care era media europeană, până la 70% în 2019, ceea ce reprezintă o creștere procentuală de 44%. Deci e dovada clară a unui avantaj foarte mare a apartenenței României la Uniunea Europeană. Și potrivit articolului pe care l-am spicuit din presa românească, din acest punct de vedere, România este campioana dintre toate fostele state socialiste, cu mențiunea că ea se afla în 2000 la cel mai jos nivel, chiar mai jos decât Bulgaria, care se găsea la 29%, iar în 2019 a ajuns doar la 53% valoarea PIB-ului per capita. Deci este important ca fiecare cetățean al Republicii Moldova să înțeleagă de ce România insistă în continuare să promoveze cauza europeană a Republicii Moldova la Bruxelles. Poate cifrele multora nu o să le spună nimic, dar o să vă dau un exemplu, că am avut colegi sau parteneri politici din Germania și din Europa care au fost în România cu ocazia unui eveniment politic și care au rămas surprinși de cum arată România și de cât de dezvoltată este și cât de
bine se trăiește în comparație cu ce își imaginau ei. Deci dacă pentru vest-europeni, pentru nemți, a fost o surpriză extraordinară, sunt convins că moldovenii, dacă ar vedea, cei care nu au funcționat în România și dacă ar vedea nivelul de trai din România, e clar că și-ar dori o apropiere și mai mare de România, de Europa. În acest context sunt foarte importante punțile culturale care trebuie promovate între cele două maluri ale Prutului, punți culturale, dar la care să fie parte și generația tânără. E o prioritate a departamentului? Pentru că, mă rog, unui om ajuns la o anumită vârstă e mai greu să-l convingi că, iată, un avantaj clar îl oferă Uniunea Europeană, dezvoltarea, bunăstarea, securitatea, dar atunci când un cetățean tânăr, un tânăr, vede cu proprii ochi ceea ce se întâmplă în România, transmite mai ușor mesajul schimbării în familie. Când vom trece de această pandemie și când situația de sănătate va permite, exact, sau vom reveni la viața pe care o cunoșteam înainte, clar că ne dorim să reluăm aceste tabere sau excursii în România și nu doar la o vârstă, înainte se țineau toate aceste tabere școlare, dar am vrea să creștem această vârstă, să vină tinerii din liceu, din facultate chiar, să vadă, pentru că, cum să zic, ar trebui să se uite, să înțeleagă cum... Să nu mai copieze modelul rus neapărat, să vadă cum se distrează tinerii în România, cum petrec timpul liber, să vadă ce înseamnă în România un cinematograf, o piesă de teatru, să perceapă mai mult din cultura românească și cred că de la o anumită vârstă pot să înțeleagă mai bine. Și de aceea ne-am dorit să creștem și această vârstă a participanților la astfel de proiecte. Pentru că cred eu că atunci se formează caracterul. Când începi mai mult să înțelegi, să-ți planifici viața, și cred că aceasta este vârsta și cred că ar fi foarte benefic pentru apropierea dintre cele două state să aceste schimburi de experiență. Da, este important faptul că această consolidare între cele două maluri ale Prutului are niște turații maxime care nu mai pot fi oprite datorită iarăși acelor proiecte care au fost implementate de-a lungul timpului de poporul român pentru cetățenii Republicii Moldova, dar eu citeam zilele astea chiar pe pagina de Facebook a departamentului și mi-am amintit de o ședință din 16 februarie la care participase doamna Guțu, fost secretar de stat al departamentului pentru relația cu Republica Moldova. Deci era vorba de o ședință a Camerei Reunite a Deputaților și Senatorilor, în cadrul căreia domnia sa a solicitat sprijin pentru soluționarea problemelor legate de fluidizarea procesului de acordare a cetățeniei române, dar pandemia, din păcate, și-a spus cuvântul. Și în acest proces există o mică problemă, dar s-a încetinit procesul de redobândire a cetățeniei. Urgentarea procedurii de recunoaștere a diplomelor de medic eliberată de Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimințeanu de la Chișinău. Încheierea unui nou acord între România și Republica Moldova de liberalizare a accesului pe piața muncii din România cetățenilor Republicii Moldova doar în baza pașaportului biometric eliberat de autoritatea competentă din Republica Moldova. Ce șanse au aceste dosare să fie soluționate? Cred că nu era vorba despre Camerele Unite ale Parlamentului, ci era vorba de comisiile pentru românii, da, de pretutindeni. Exact, da. Recunosc că nu știu exact ce s-a discutat acolo, dar referitor la subiectele pe care le-ați expus,
să începem cu cetățenia. Procesul de redobândire a cetățeniei s-a accelerat foarte mult odată cu preluarea guvernării de către PNL în frunte cu Ludovic Orban. Atunci când s-a făcut curățenie la ANC, anul trecut a reușit ANC-ul, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, să soluționeze toate dosarele restante până în anul 2020. Din păcate, pandemia nu a permis ca cei care au deja hotărârea emisă să depună jurământul, pentru că normele sanitare nu ne permit. Dar comparând cu anii precedenți, s-au soluționat în anul trecut de 3 ori mai multe dosare sau de 4 ori mai multe dosare decât în trecut. Deci acest lucru dacă nu era această pandemie, acum eram la zi cu toate dosarele de cetățenie. Ceea ce e și o promisiune pe care Partidul Național Liberal și-a păstrat-o din campanie, și am spus asta și în campania la europarlamentare, că odată cu preluarea guvernării vom soluționa această problemă. Din păcate nu puteam prevedea criza sanitară, dar s-au soluționat foarte multe dosare, mult mai multe dosare. Referitor la recunoașterea diplomelor de medici. Aici e un pic mai delicat subiectul, pentru că România, fiind membră a Uniunii Europene, noi dacă recunoaștem o diplomă, atunci ar însemna că e recunoscută la nivel european. Și condițiile sunt un pic mai stricte. Aici trebuie să respectăm un cadru mai larg legislativ. Și de aceea eu cunosc problema, am discutat-o cu domnul ministru Tătaru, fostul ministru al sănătății, când era în funcție. Se cunoaște problema și se încearcă să se găsească o soluție, dar e mai complicat. Iar ultimul subiect viza încheierea unui acord care vizează liberalizarea pieței muncii, da? Să se ofere accesul sau dreptul de a veni un cetățean al Republicii Moldova să muncească în România doar în baza pașaportului biometric. La fel, revenim la contextul european și România trebuie privită ca o țară membră a Uniunii Europene, unde sunt unele reguli pe care trebuie să respectate. Eu înțeleg și probabil că cu toții ne dorim ca unele lucruri să se întâmple mai ușor, dar nu depinde întotdeauna de noi, ci trebuie, cum spuneam, să respectăm cerințele de la nivelul Uniunii Europene. Da, eu spuneam la începutul acestei emisiuni că ați revenit în Republica Moldova într-un nou context, într-un context de criză politică. Pe deasupra, ca și întreaga lume, mai avem și această mare problemă, pandemia. Din păcate, în Republica Moldova, în ultima perioadă, crește alarmant numărul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2, numărul deceselor iarăși crește alarmant. Astăzi avem 36 de persoane răpuse de acest virus blestemat, aproximativ 1800 de cazuri noi de infectare. Cum credeți dumneavoastră? Iată, pe fundalul acestei crize politice, da? Vedem foarte multe frământări politice în Parlamentul de la Chișinău. Care totuși ar trebui să fie conduita, prioritatea clasei politice, indiferent de culoarea acesteia, în această perioadă de grea cumpănă? Pornind inclusiv de la experiența României. Da, dacă e să luăm experiența României, am putea să ne uităm la felul în care atât guvernul Orban, cât și guvernul Câțu au acționat în această perioadă. Și în România anul trecut am avut un guvern, guvernul Orban, un guvern minoritar, care a avut de luptat cu cea mai mare criză sanitară pe care o cunoaștem noi,
cu care suntem contemporani, a avut de luptat cu o criză economică sau de evitat o criză economică și totuși România anul trecut a avut cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană și iar guvernul Cățu continuă ceea ce a început guvernul Orban. Vedem că suntem pe locul 3 în Europa la numărul de vaccinări. Deci a reușit guvernul Cățu să pună la punct o strategie de vaccinare care, spre care privesc cu invidie sau cu care ne putem mândri la, la nivel european. Și acum nu e doar vorba de mândrie, dar e vorba că salvează vieți. Și guvernul Cățu și-a luat angajamentul ca până în toamnă să avem 10 milioane de cetățeni vaccinați. Și am văzut și o foarte bună colaborare între, atât între guvernele, guvernul Ludovic Orban, cât și guvernul Florin Cățu cu președintele Klaus Iohannis în toată această perioadă, ceea ce a reușit să țină România în funcțiune, în ciuda situației în care ne-am aflat și în care ne aflăm. Și cred că exemplul României poate fi urmat de Republica Moldova. În schimb, adică permiteți-mi să nu mă expun privitor la situația politică din Republica Moldova, doar să spun că România ar putea să fie un exemplu foarte bun pentru politicienii din stânga Prutul. Dar această pandemie a demonstrat, credeți, odată în plus, cât este de important, în cazul dat, pentru România să fie parte a Uniunii Europene, acestei familii comunitare, pentru că readuc în discuție solidaritatea pe care am văzut-o la nivel european în lupta cu acest virus. Mă întreb ce ar putea face un stat de unul singur. Iarăși revin la cazul Republicii Moldova. Slavă Domnului că avem un partener de nădejde, România, care ne este alături permanent, iar un exemplu sunt acele doze de vaccin, peste 21.000 care au venit în Republica Moldova din acel lot de 200.000 promise de Klaus Iohannis. Bineînțeles, România a beneficiat din plin de faptul că este membră a Uniunii Europene și dacă e să ne uităm doar la accesul la vaccinuri pe care l-am avut, deci avem acum 3 vaccinuri care sunt folosite în România și la care avem acces prioritar, ca să zic, față de restul lumii, pentru că Uniunea Europeană a negociat și a contractat un număr foarte mare de vaccinuri pentru statele membre. Dacă nu eram membri ai Uniunii Europene, trebuia să așteptăm mult mai mult, pentru că să ne uităm, dintre țările mai în curs de dezvoltare, să zic așa, foarte puține au acces la vaccin în momentul acesta. Republica Moldova, într-adevăr, beneficiază de sprijinul foarte mare al României, 200.000 de vaccinuri. Dacă nu mă înșel, prin sistemul COVAX, Republica Moldova va mai primi tot 200.000 de vaccinuri. Deci da, urmează primește să mai vină câteva loturi prin intermediul acestei platforme COVAX la deci sfârșitul România, martie, în aprilie. România a donat Republicii Moldova tot atât de multe vaccinuri cât primește prin sistemul COVAX. Am dublat capacitatea și numărul celor care vor fi vaccinați, practic. Apropo, dumneavoastră v-ați vaccinat sau urmează? Urmează să mă vaccinez. Nu m-am aflat între categoriile vulnerabile și prioritare, dar mă voi vaccina în cel mai scurt timp, bineînțeles. Asta înseamnă că aveți încredere în vaccinul elaborat de oamenii de știință. Normal, oamenii aia muncesc. Să zic, știința a evoluat foarte mult. Eu m-am vaccinat în toioane, de când sunt mic, m-am vaccinat când eram în clasa a 4-a, când eram în clasa a 8-a, cum se făcea vaccin în clasa a 12-a. M-am vaccinat când am plecat la facultate în Asia, au trebuit să fac anumite vaccinuri. Da, știința este cea care, cum să zic, a
crescut și speranța de viață a omenirii. Dacă acum 200 de ani media de viață era 40 de ani, acum e 80 de ani. Deci e datorită științei. Normal că am încredere că acești oameni au dezvoltat un vaccin care să ne protejeze de acest virus. Nu, zadar vă întrebam, deoarece nu doar în Republica Moldova, și în România și peste tot în lume există aceste teorii ale conspirației promovate intens, inclusiv pe rețelele sociale, pe la diferite posturi de televiziune, presă scrisă, și lista poate continua. Prin urmare, voiam să vă rog să transmiteți un mesaj celor din Republica Moldova. De ce este important să ne vaccinăm? De ce trebuie să avem încredere în acest vaccin? Oamenii la țară își vaccinează animalele. Deci acolo au încredere să le vaccineze ca să scape de boli. Noi ca și omenire am evoluat datorită științei. Este foarte important să ne vaccinăm, pentru că avem, de exemplu, vaccinurile antigripale care se fac în fiecare sezon. Avem împotriva rujeolei, rubeolei. Ne-am vaccinat întotdeauna. Faptul că acum sunt niște oameni inconștienți, răuvoitori sau care doar pentru a-și face notorietate încearcă să promoveze niște teorii ale conspirației. Eu prefer dintre un om de știință și un inconștient care dorește notorietate să am încredere în ce zice omul de știință. Pentru că toate aceste teorii ale conspirației nu sunt bazate pe nici o dovadă științifică. Sunt pure fantezii. Chiar în această seară, înainte de a intra în emisiune, am văzut o știre de ultimă oră. Agenția Europeană a Medicamentului a anunțat oficial că vaccinul AstraZeneca este eficient și sigur. Pentru că și la acest subiect s-au făcut foarte multe speculații și se mai fac în continuare. Bineînțeles că vaccinul este eficient și sigur, și în întreaga lume sunt milioane de oameni care s-au vaccinat cu acest ser. Dacă au fost unele reacții adverse, sunt lucruri de așteptat, dar sunt cazuri izolate, pentru că răvoitorii sau adepții teoriilor conspirației fac publice și promovează doar excepțiile. Deci dacă din câteva milioane 1% sau 0,5% au reacții adverse, le promovează doar pe acelea. Dar de 99%, uită să spună. Da, se operează cu jumătăți de măsură, din păcate, în scopuri meschine și criminale, inclusiv chiar dacă e vorba de viața omului. În joc e viața fiecăruia dintre noi. Pentru că mi spuneați să adresez un mesaj cetățenilor Republicii Moldova, eu zic că trebuie să profite de faptul că au această ocazie să se vaccineze, să nu refuze această mână întinsă care li se oferă, pentru că situația în acest moment este foarte gravă. Dacă ar fi să comparăm numărul cazurilor raportat la populație, avem de 7 ori mai multe cazuri față de România. De aceea este bine că atunci când vi se oferă ocazia să vă vaccinați, pentru că doar așa putem să salvăm viețile ale noastre, a celor dragi nouă, a celor din jurul nostru. Da, din păcate situația în Republica Moldova este una dramatică. Pomenesc despre mâna întinsă care nu trebuie refuzată. Iarăși, cu regret, am citit astăzi știrea că autoritățile de la Tiraspol au refuzat să vaccineze cetățenii din stânga Nistrului cu serul donat cu generozitate de România. Și mă refer la AstraZeneca. Totuși sunt în așteptarea Sputnikului. Cum credeți, de ce procedează de o asemenea manieră în condițiile în care iarăși vorbim despre viața omului?
geopolitica e mai presus decât securitatea și viața cetățeanului? Sincer, mi-e greu să înțeleg astfel de decizii și astfel de luări de poziție. Pentru că atâta vreme cât milioane de oameni s-au vaccinat, să vii să spui că, domnule, noi avem 200 de vaccinuri sau câte s-au dat în stânga Nistrului și le refuzăm, mi se pare inconștiență. Revenind la România, eu aș vrea să dau citirii unei postări a președintelui Klaus Iohannis, o postare și la această informație cred eu trebuie să o audă fiecare cetățean al Republicii Moldova, pentru că iarăși revin la avantajele pe care le oferă apartenența unui stat la Uniunea Europeană. Deci, președintele Klaus Iohannis spunea, citez, vom folosi cele 30 de miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru realizarea reformelor amânate atâția ani, reforme care vor îmbunătăți viața de zi cu zi a fiecărui român prin dezvoltarea și modernizarea activității de sănătate, ceea ce este imperativ în această perioadă, în economie, în educație și în administrație. Vom aloca, spunea Klaus Iohannis, 3 miliarde de euro pentru servicii de sănătate, dezvoltarea rețelei de spitale, crearea de centre medicale în zonele rurale și urbane vulnerabile și dotarea acestora cu aparatura necesară. Vom finanța cu 4,5 miliarde de euro dezvoltarea rețelei de autostrăzi. În paralel cu promovarea unui transport cât mai puțin poluat, România Educată va beneficia de o finanțare substanțială 4 miliarde de euro, iarăși un domeniu slab finanțat în Republica Moldova, educația. Banii vor merge pentru școli sigure, curate, cu dotări moderne și laboratoare, dar și pentru școli verzi, eficiente, energetic. Vom investi miliarde de euro în proiecte de mediu, împădurirea masivă, combaterea secetei și irigației, promovarea transportului durabil prin dezvoltarea infrastructurii feroviare. Vom investi și în servicii digitale pentru cetățean, reabilitarea termică a blocurilor și consolidarea clădirilor la cutremur, accesul la apă potabilă și canalizare. Știți, și în România e pandemie. Și în Republica Moldova e pandemie, doar că prioritățile sunt cam diferite și am senzația că trăim în lumii paralele. În România lucrurile nu au oprit în loc. Iarăși, grație Uniunii Europene, iar vorbim despre aceste 30 de miliarde de euro care vor fi investite în interesul cetățeanului român. Noi ce facem? 30 de miliarde de euro nu sunt doar datorită Uniunii Europene, ci sunt și datorită puterii foarte mult de negociere. A președintelui Iohannis, care au reușit să obțină această sumă considerabilă pentru România. Pentru că banii au fost pentru toată lumea, s-a negociat la Bruxelles, iar domnul președinte a reușit să obțină această sumă foarte mare pentru România. Și pe care, așa cum ați spus dumneavoastră, citându-l pe domnia sa, vor fi folosiți pentru a reforma domenii esențiale în România, domenii care au așteptat în ultima perioadă sau au stagnat. Da, carul schimbărilor în România a pornit de zeci de ani de zile, în special după ce România în 2007 a aderat la Uniunea Europeană. Am senzația că noi nu mai prindem România la capitolul dezvoltare. Diferența e prea mare, de vreo 20 de ani, cel puțin la capitolul dezvoltare-securitate. De ce sunt atât de necăjiți cetățenii Republicii Moldova, românii din această parte a românismului? Cu ce am greșit? Noi nu reușim să vedem luminița de la capătul tunelului. Ne tot bălăcim în acest haos de care nu putem scăpa de 30 de ani. Există soluții miraculoase, evident, nu există, dar cum ajungem la liman? Noi am încercat să promovăm și să încurajăm niște valori în care credem. Noi ca România, noi ca țară. Acum cred că tot ce am putut să facem, am făcut, am încurajat parcursul de european, am încurajat o democrație sănătoasă, am încurajat o justiție corectă, am sprijinit și financiar, și cu expertiză și facem acest lucru constant în ultima perioadă. Totul, în schimb, și toate deciziile sunt luate de cetățeni, de felul în care ei își doresc să trăiască, de felul în care vor să-și construiască țara. Pentru că România a făcut și face tot ce este posibil. Dar
Adică nu... Trebuie să înțelegem că responsabilitățile sunt de ambele părți, de ambele părți ale Prutului. Și atunci România, consider eu că și-a făcut datoria de frate, datoria de partener, datoria de vecin față de Republica Moldova și și-o face constant în ultimii 10, 20, 30 de ani. Astăzi citem o știre că, virgulă, Comisia Europeană va aloca Republicii Moldova, bine, va aloca 4,9 milioane de euro pentru consolidarea societății civile din Republica Moldova. De ce este importantă o societate civilă puternică într-un stat, având iarăși exemplul României? Pentru că și societatea civilă de acolo a avut, are și va avea un cuvânt greu de spus atunci când vorbim despre viitorul României. O societate civilă și o societate puternică și, cum să zic, matură, este foarte importantă pentru că poate sancționa mereu derapajele de la democrație ale puterii și a celor a decidenților. Pentru că un cetățean s-ar întreba din Republica Moldova, mai puțin avizat, fără supărare, de ce Comisia Europeană ar aloca atâția bani pentru societatea civilă care nu știu cu ce se ocupă, de exemplu. Da? Da, dacă nu știe unul sau altul cu ce se ocupă, aici poate ar trebui să fie mai bine promovate astfel de proiecte, dar o societate civilă puternică, cum spuneam, este foarte importantă pentru că poate sancționa derapajele de la democrație. Și vedem în toate țările, și în cele foarte bine dezvoltate, dar și în cele în curs de dezvoltare sau subdezvoltate, cât de important este rolul societății civile în viața statului. Pentru că suntem în luna martie, luna Unirii, să-i spun așa, luna în care acum 103 ani pornea din Basarabia Carul Unirii tuturor românilor, aș vrea să ne referim un pic și la acest subiect, dar înainte de asta aș vrea să vă întreb în ce măsură credeți că va deveni posibilă restabilirea cu forțele românilor de pe ambele maluri ale Prutului, restabilirea clădirii Sfatului Țării, cea în care s-a votat acum 103 ani acel act al unirii, care a pornit procesul unirii tuturor românilor, așa cum spuneam. La câte proiecte au fost finanțate de România în Republica Moldova, nu cred că e greu sau ar fi greu să fie finanțat și consolidarea acestei clădiri. În schimb, știu că primăria municipiului Iași a alocat jur de 200 de mii de euro pentru acest proiect. În schimb, cum am spus și mai devreme, noi venim și ne sprijinim, dar trebuie făcută tema și din coace de Prut. Eu nu cunosc și dacă știți dumneavoastră de un proiect concret făcut de autorități referitor la această consolidare. Adică noi suntem gata să venim și să sprijinim financiar, dar pentru ce? Tocmai adică asta spuneam, să fie o chestiune reciprocă. Da, dar clădirea asta se află în Chișinău, e pe teritoriul Republicii Moldova. Noi putem să venim cu finanțare, dar proiectul trebuie să vină de aici. Exact, și nu, exact. Eu nu știu să existe un proiect de consolidare. Adică, ok, dați-ne bani, vă dăm pentru ce anume? Ce se dorește? Care este, care va fi... pentru ce va fi folosită clădirea? Tot acum e școala de muzică și arte acolo sau ceva de genul. Dar care va fi, care e obiectivul? Ce se dorește? Se transformă în muzeu? Se rămâne școală de muzică și arte? Cum trebuie să arate? Pentru că înțeleg că din clădirea originală doar sala în care s-a semnat actul unirii și treptele mai sunt cele originale. Nu există un proiect. Adică, cred că România cu drag ar sprijini acest lucru, dar trebuie să existe un proiect, la fel cum nu... Știți foarte bine, anul trecut, sau nu știu dacă știți, departamentul a alocat un pic peste 100 de mii de lei
românești pentru Muzeul Literaturii, bani care au nu s-a mai semnat proiectul, pentru că partea moldovenească nu a... Da, Muzeul Literaturii Române Mihail Gogolincean necesită urgent restabilire, da. Restaurație. Și au depus pentru finanțare la DRRM, din ce am înțeles de la colegii mei, și nu au mai venit să semneze contractul. Strani. Și sunt multe cazuri, cum spuneam, noi ne facem datoria și nu doar din datorie, ci din dragoste, facem toate aceste lucruri pentru Republica Moldova, dar trebuie să existe fiecare să-și facă exact partea. Asta e cel mai important. Și ultima întrebare, care trebuie să fie lecția cea mai importantă? Iată, au trecut 103 ani de la unirea Basarabiei cu România. Ce lecții trebuie să tragem de la acel eveniment istoric astăzi? Cred că ceea ce trebuie să învățăm e că împreună suntem puternici și împreună putem să realizăm mult mai multe lucruri în beneficiul cetățenilor. S-a văzut și în trecut, atunci când relațiile au fost mai reci între România și Republica Moldova, că n-a fost bine nici pentru România, pentru că noi nu ne simțim bine când știm că frații noștri, vecinii noștri, prietenii noștri suferă, și la fel n-a fost bine nici în Republica Moldova. Dacă ar fi să ne gândim la o Republica Moldova fără tot ajutorul acesta pe care l-a primit România, din partea României. Hai să facem un exercițiu de imagine, să ne imaginăm cum ar arăta Republica Moldova fără tot ajutorul primit din România. Cred că dacă ar fi să comparăm Republica Moldova de astăzi cu ce ar fi însemnat fără ajutorul României, am realizat cât de important este acest parteneriat, cât de important este acest ajutor pe care România l-a oferit și l-oferă constant Republicii Moldova. Și cât de importantă este menținerea acestei legături frățești, sincere și condiționate pe alocuri, pentru că așa e între frați. Undul când mai calcă strâmb trebuie canalizat pe drumul cel drept. Așa se întâmplă în familie. Da, exact. Domnule Dupu, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Mult succes mulțumesc în activitate. Invitație, ne mai mulțumesc. Revedem. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară liniștită în continuare și nu uitați, fiți responsabili, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur. Seară frumoasă!